Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere al frontierei Ostrov au depistat ascunși sub bosia unui automarfar doi cetățeni din Siria care încercau să intre ilegal în România. În data de 6 februarie 2021, la punctul de trecere al frontierei din Ostrov, județul Constanța, S-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean turc la volanul unui ansamblu rutier înmatriculat în România. Șoferul transporta conform documentelor de însoțire materiale de construcții din Turcia pentru o societate din România. În urma controlului efectuat asupra ansamblului rutier, polițiștii de frontieră au descoperit ascunși sub osia morcii doi bărbați fără documente de identitate asupra lor. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul punctului unde s-a stabilit că cei doi sunt cetățeni din Siria, în vârstă de 44 de ani, respectiv 22 de ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, aceștia au mai declarat că au încercat să intre ilegal în România cu scopul de a ajunge într-un stat din vestul Europei. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări, cetățenii străini fiind preluați conform acordului de readmisie între România și Bulgaria de către autoritățile de frontieră din statul vecin.